Suntem în perioada sărbătorilor pascale, primele sărbători fără restricții după 2 ani de pandemie. Ce evenimente se vor desfășura în Târgoviște și care sunt noutățile de pe șantiere, vom afla de la domnul Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște. Bine ați revenit în platoul Columna TV! Bine v-am găsit, bună seara, mulțumesc pentru invitație, o plăcere să fiu din nou în acest studio, să discutăm despre lucruri care sunt importante pentru târgovișteni. Sigur, acum este și o perioadă foarte, foarte frumoasă. E perioada sărbătorilor pascale, iar municipiul Târgoviște se pregătește pentru această etapă. În contextul în care la Târgoviște, bineînțeles, în afară evenimentelor cu semnificație pur religioasă, există și evenimente aparte și evenimente care pun municipiul Târgoviște pe harta națională, a spune, pentru că, spre exemplu, Calea Luminii reprezintă un reper de nivel național, iar ceea ce se întâmplă în Joia Mare în Târgoviște este un lucru foarte frumos. O spun nu pentru că sunt eu târgoviștean, nu pentru că ocup eu această funcție în acest moment, ci pentru că pur și simplu așa este. Este un eveniment absolut deosebit, un eveniment plin de lumină, un eveniment care înseamnă speranță, care înseamnă încredere. Mă bucur că și Arhiepiscopia Târgoviștei a reușit să încadreze oarecum natural acest eveniment în suita de evenimente religioase caracteristică acestei perioade și cred că e chiar o perioadă extraordinar de frumoasă și așteptăm foarte mulți târgovișteni, dâmbovițeni, de ce nu și turiști la acest eveniment și cred că din an în an a fost mai frumos. Chiar dacă am avut o perioadă în care a trebuit să ne mulțumim cu mai puțin, din toate punctele de vedere, fiind pandemie, iată că această Cale a Luminii are 22 sau 23 de ediții deja și de fiecare dată vine cu ceva nou și de fiecare dată oferă o nouă perspectivă. De altfel, de aceea și rezistat atât de mult ca și eveniment, dincolo de, sigur, efortul organizatorilor de a-l avea an de an. De fiecare dată, Calea Luminii spune altceva în funcție de contextul în care ne aflăm. Spre exemplu, anul acesta vorbim cel mai mult de speranța de mai bine. E un, cum să spun, e un context foarte, foarte complicat în acest moment, din foarte multe puncte de vedere. Avem războiul din Ucraina, este și criza asta socială, economică și așa mai departe și cred că ideea de bază este speranța de mai bine și se creează și așa un fel de emoție în toată comunitatea târgovișteană, pentru că rar sunt momentele în care vezi atât de mulți oameni la un loc, în ultima perioadă au fost încă și mai rare, și care se bucură și care sunt pur și simplu prezenți la un eveniment care ne privește pe toți. Și cred că e foarte, foarte frumos. Eu vreau să-l felicit pe domnul profesor Șerbănescu pentru ideea, pentru scânteia asta pe care iată ne oferă. Că totul a plecat de la o idee și pentru faptul că a perseverat. Și ne-am alăturat și noi la un moment dat și Arhiepiscopia Târgoviște și împreună oferim un eveniment foarte frumos. Dar care este aportul primăriei în buna desfășurare a evenimentului? Păi, e aportul financiar, în primul rând. Apoi, sigur că promovăm, suntem prezenți acolo, ne bucurăm împreună cu toată suflarea târgovișteană și cred că această perioadă ar fi mai săracă fără Calea Luminii. Chiar așa, nu numai din punct de vedere al
ceea ce se întâmplă, dar și așa sufletește. Ar fi o perioadă mai, mai săracă. Și ne pregătește într-un câtva pentru învierea Domnului. Ce alte evenimente mai sunt programate anul acesta? Păi, sigur că avem evenimente tradiționale, mă rog, până la un moment dat, până când a intervenit pandemia, Festivalul Babel, Primăvara Clasică Europeană, sigur, Zilele Orașului, și vrem să pregătim un program sau niște proiecte foarte, foarte frumoase pentru târgoviștenii, în contextul în care pentru prima dată respirăm așa mai liber din punct de vedere epidemiologic și după prima dată, după, cred că e al treilea an acum, și avem așa și libertatea de a ne manifesta ca atare și se simte nevoia aceasta de socializare, de a fi împreună cu ceilalți și așa mai departe. E un lucru care am observat că ne lipsea atunci când nu-l puteam face, că așa se întâmplă. La un moment dat lucrurile par a fi normale și par a fi firești și par a nu le dai mare importanță decât în momentul în care nu mai poți să faci acele lucruri, acești cu oamenii, cât sunt lângă tine și așa mai departe, la fel. Abia când nu mai sunt, îți dai seama cât de mult îi apreciai. Asta e viața. Da, ne bucurăm și așteptăm cu mare interes să trăim din nou acele momente care ne-au fost restricționate din cauza pandemiei. Ca și, scuzați-mă puțin, ca și repere, la ora 18 începe Calea Luminii, la ora 20 în al presenția sa Nifon va ieși din Catedrala Metropolitană și cam atunci ar fi. Și traseul? Traseul este Mitropolia, Piața Mihai Viteazu, în contextul în care pe bulevardul Carol I sunt lucrări. Dar anul acesta, atât, că după aceea o să ne bucurăm din nou de tot traseul, ca să spun așa, și va fi și mai frumos, pentru că va fi un bulevard nou. La capitolul investiții, care sunt proiectele care au mai înaintat? Ce noutăți sunt de pe șantiere? Se lucrează cam pe toate proiectele. În Târgoviște avem proiectul de modernizare, reabilitare, extindere și dotare la școala Tudor Vladimirescu, sau școala 6, cum este cunoscută, un proiect de peste 20 de milioane de lei, asemănător proiectelor deja finalizate pe actualul program european de finanțare, și mă refer la proiectul care a vizat școala Mihai Viteazu și proiectul care a vizat școala Matei Basarab. Deși acest proiect este de natură să schimbe aproape în proporție de 100% ceea ce era la școala Tudor Vladimirescu, cu intervenții pornind de la structura de rezistență, continuând cu pardosel noi, cu instalații noi, cu tâmplărie nouă, cu acoperiș nou, cu sistem de monitorizare video, sistem de comunicare, cu dotări pentru sala de sport, cu bază sportivă, cu o sală de festivități, o foarte modernă sală de festivități, cu mărirea sălii de sport și cu foarte, foarte multe intervenții, repede, peste 20 de milioane de lei, de natură să transforme și această unitate de învățământ, așa cum s-a întâmplat și cu celelalte unități de învățământ la care am avut proiecte. Sigur că mi-ar plăcea și mie să le putem face pe toate odată. Nu avem cum. Dar pe actualul program european de finanțare, numai pe POR vorbesc, avem 3 școli practic modificate de la zero, repede, la structura de rezistență, școala 8, școala 13 și școala 6, așa cum sunt acestea cunoscute de târgoviștieni. Mai lucrăm la proiectul de modernizare, extindere, reabilitare și dotare grădința Rază de Soare din micronul numărul 9 sau cartierul Mihai Viteazu. Este cea mai mare grădiniță din județul Dâmbovița și una de cele mai mari din țară. De asemenea, am înțeles că acest proiect se apropie de finalizare. Sperăm ca în septembrie să putem relua anul școlar într-o unitate de învățământ
la fel nouă și care să oferă condiții deosebite copiilor, cadrelor didactice. De altfel, infrastructura educațională din municipiul Târgoviște a suferit, eu spun, îmbunătățiri semnificative în ultima perioadă, numai dacă facem referire la creșele care au fost modernizate, reabilitate, extinse. Este vorba de creșa 8, creșa 13, creșa 14, creșa numărul 16, care arată foarte, foarte bine și lucrăm pe creșa, la creșa numărul 2, la proiectul de la creșa numărul 2, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, un program care pentru municipiul Târgoviște a însemnat foarte mult din punct de vedere investițional. Și principalele proiecte au vizat infrastructura educațională, așa ne-am dorit și am vrut să facem și cred că am reușit din infrastructura educațională o prioritate pentru administrația publică locală. Tot pe această zonă aș mai aminti și lucrările care au fost realizate, spre exemplu, baza sportivă de la Colegiul Național Constantin Carabela, reabilitările și modernizările de la grădința numărul 13, de la grădința numărul 15. Asta pentru a aminti numai câteva dintre investițiile importante. Sigur că cele mai semnificative, așa ca și valoare, sunt pe fonduri europene și sunt cele trei școli de care am discutat mai devreme, Mihai Viteazu, Matei Basarab și Tudor Vladimirescu, însă avem proiecte pe care le pregătim și pe Programul Operațional Regional următor și pe PNRR, care vizează școala numărul 1, care vizează școala numărul 10 și sunt convins că vom găsi soluții de finanțare și pentru aceste unități de învățământ. Colegii economic Ion Ghica de asemenea este în atenția noastră. Repet, mi-ar fi plăcut să putem să le facem pe toate foarte rapid. Din păcate nu se poate, dar într-un orizont nu foarte îndepărtat de timp vom avea cam toate unitățile de învățământ reabilitate și modernizate. Vedeți că intervențiile sunt intervenții de fond. Nu e o văruială pur și simplu. Nu sunt intervenții majore care oferă unității de învățământ, eu știu, o perioadă de 10-15 ani în care nu mai trebuie intervenit la asemenea mod. Numai mici lucrări de întreținere. Și cred că merită acest lucru. Cei 20.000 de copii care urmează forme de învățământ pe diferite paliere în municipiul Târgoviște, pentru că municipiul Târgoviște atrage foarte mult și din ceea ce înseamnă populația școlară adiacentă din comunele limitrofe municipiului Târgoviște. Sigur, suntem bucuroși că sistemul educațional atrage, însă în același timp trebuie să fim conștienți de faptul că ne cresc și costurile de întreținere. Și aici, poate, cu zona metropolitană, cu întreaga discuție care există în aceste zile, sau poate cu o reformă administrativă, ar putea să mai rezolve puțin din această problemă care... Ați identificat și de soluții? Soluțiile sunt din punct de vedere financiar. Adică ne-ar plăcea ca cel puțin pe aceste probleme concrete care vizează finanțarea unităților de învățământ să putem să și ne bucurăm de o cotă parte, eu știu, de contribuție din partea OAT-urilor care sunt învecinate municipiul Târgoviște. Sigur, vom vedea, dăm și noi ceva în schimb, că nu se pune problema să nu facem lucrul acesta, dar cred că o gândire unitară și să sperăm că vom avea o lege a zonei metropolitane de natură să corespundă acestor probleme până la urmă și să contribuie la rezolvarea acestora. Mă rog, vom vedea ce se va întâmpla. În orice caz, una din problemele care poate fi rezolvată într-o perioadă relativ scurtă de timp reprezintă și problema traficului. În zi de școală, în Târgoviște, avem peste 13.000 de mașini care intră într-o singură oră în oraș. Mi se pare extraordinar de mult. Și atunci, împreună cu
colegii mei care reprezintă administrațiile locale din Răzvad, din Aninoasa, din Dragomirești, din Ulm, din Răzvad, din Lucien, din Mănești. Cercăm să găsim soluții astfel încât transportul ecologic care în acest moment funcționează în municipiul Târgoviște cu cele 40 de autobuze Mercedes hibrid pe care le avem, să poată fi extins și în această zonă periurbană, astfel încât oamenii să fie încurajați să folosească mijloace de transport în comun. Așa că, în perioada următoare, dacă nu pe 20, atunci pe 2 mai, dacă nu pe 20 aprilie, atunci pe 2 mai, vom fi pregătiți să depunem un proiect de extindere a transportului ecologic și în zonele limitrofe municipiului Târgoviște. Cumpărăm cumpărăm 19 autobuze, cumpărăm 10 microbuze electrice și autobuze tot electrice vor fi, astfel încât să reușim să satisfacem și din acest punct de vedere cerințele și oamenii să lase mașina acasă, pentru că atunci când ai un transport public în condiții bune, care vine la timp, care merge acolo unde ai tu nevoie, de ce să mai folosești mașina, mai ales că a devenit, din păcate, destul de scump și să folosești autoturismul propriu. Acum și sigur că nu se va întâmpla imediat acest lucru foarte rapid, însă depunem proiectul și cred că undeva anul viitor, la jumătate, vom putea să discutăm și despre o nouă etapă în ceea ce înseamnă transportul public, o nouă etapă care să cuprindă nu numai municipiul Târgoviște, pentru că la Târgoviște avem rezolvat această problemă. După foarte mult timp am reușit cu cele 40 de autobuze Mercedes hibrid, Citaro hibrid, să rezolvăm această problemă, să oferim Târgoviștenilor niște condiții foarte bune de transport. Suntem pe cale să rezolvăm și problema infrastructurii. Și când spun acest lucru, mă refer la faptul că pe calea Ialomiței construim o autogară cum n-a avut niciodată Târgoviștea, în afară faptul că e prima autogară construită, autogară în adevăratul sens al cuvântului, construită după 1989, dar veți vedea că sunt condiții excepționale. În ce stadiu este acest proiect? Păi cred că am depășit 70% ca și stadiu de execuție. Depou unde vor fi parcate cele 40 de autobuze, este acoperit, este turnată șapa, au început închiderile, rețelele electrice sunt gata, instalațiile de apă sunt gata, mai avem puțin la PSI, la gospodăria de apă, la care lucrăm acum, cele două poduri de acces peste canal sunt la nivel de turnare a plăcii de suprabetonare, autogara cu stația, cu sala de așteptare este ridicată ca și structură metalică, urmează acoperișul, după aceea închiderile. Asta la ce avem pe calea Ialomiței. Am început să lucrăm și pe calea Găiești, la autogara pe care o facem pe calea Găiești, pe șoseaua Găiești în cadrul aceluiași proiect și mai facem încă o autogară unde are sediu operatorul nostru, acum pe Bulevardul Unirii. Dar operatorul se va muta pe calea Ialomiței. Sediul va fi aici pe calea Ialomiței pentru că vom oferi condiții extraordinare. De asemenea, am lansat în licitație publică și proiectul cu privire la sistemul de ticketing și cred că va fi finalizat cam în același timp cu lucrările de infrastructură. Și când spun sistem de ticketing, mă refer pe de o parte la posibilitatea de a se procura, eu știu, bilete de la automate în stații și așa mai departe, dar și la posibilitatea de a plăti în autobuz cu cardul, cu telefonul mobil, adică toate aceste mijloace moderne, plus că ne asigură nouă, ca și administrație publică locală, prin operatorul pe care îl avem, un control cu privire la numărul de oameni care se află în autobuze, cu privire la trasee, întârzieri, dacă sunt, și putem să monitorizăm în timp real, astfel încât dacă pe un traseu este nevoie să mai introducem autobuze, imediat să poată realiza lucrul acesta. Deci
din acest punct de vedere, transportul public va fi optimizat foarte, foarte mult. Suntem undeva la 80% cu ceea ce înseamnă acest lucru. La 20% rămas, mă refer la sistemul de ticketing și la toată infrastructura din stații și inclusiv la stațiile de călători care vor fi aduse, stații noi de călători. Iar pe celălalt proiect complementar de extindere a transportului public, vom mai construi încă o autogară care să deservească de această dată zona periurbană. Și de ce nu județul Dâmbovița? Pentru că intenția noastră, și nu mă ascund, este de a extinde transportul public de pe Civitas într-o cât mai mare arie din județul Dâmbovița. Am primit foarte multe mesaje de la dâmbovițeni care acum locuiesc în zone care nu sunt deservite de operatorul târgovician, ci sunt pe traseele județene, da? Pe care se vine, se intre la licitație și se ia traseul de către un transportator. N-am nimic cu ei, însă oamenii reclamă foarte multe probleme și exprimă dorința de a fi deserviți de operatorul târgovician. Eu mă bucur că se întâmplă lucrul acesta. Vom face această trecere, dar mai durează puțin pentru că avem nevoie de o infrastructură foarte, foarte bine pusă la punct. Domnule primar, 10 de autovehicule au fost ridicate de pe domeniul public, fiind considerate abandonate. Cum pot sesiza târgoviștenii astfel de cazuri? Avem în momentul acesta notificate sau ridicate 172 de autoturisme din municipiul Târgoviște. Trebuie să înțelegem că parcarea nu e, eu știu, un loc în care să-ți depozitezi mașina. Mașina trebuie folosită la, pentru scopul, la deplasare. Nu poți să o lași, să nu mai folosești ani de zile și să ocupi un loc de parcare. Atunci mașina o iei, dacă nu mai folosești, și o duci. Fie o duci undeva unde ai tu o proprietate privată, fie o duci la fier vechi, fie o dai în programul Rabla, faci ceva cu ea, nu ocupi un loc de parcare dacă tot nu mai folosești. Așa că undeva la 170 de mașini abandonate. Dintre acestea, din cele ridicate, ca să vă dați seama cam ce înseamnă lucrul acesta. Deci, în momentul acesta, din 11 mașini ridicate, 9 nu au fost revendicate de nimeni. Da? Deci numai la două mașini s-a prezentat proprietarul și zice, domnule, eu o iau, că o duc și așa mai departe. Restul de 9 mașini au fost pur și simplu abandonate, deci nu-i mai interesa. Și le-am vândut la fier vechi. Adică, cred că ăsta e un indicator foarte, foarte bun. Eu știu, undeva la aproape de 90% din cazuri, nu îi interesează. Pur și simplu au abandonate, în adevăratul sens al cuvântului. Procedura e una generoasă pentru proprietarul mașinii, adică notificarea o primești cu 6 luni înainte. Ai la dispoziție 6 luni în care să găsești o soluție. Poți să, în 6 luni de zile, să o vinzi, să o iei de acolo, să o dai la fier vechi, să o dai la programul Rabla, să faci orice. Da. Și dacă după 6 luni nu faci lucrul acesta, vă dați seama că nu avem ce să facem și procedăm la ridicarea mașinii. Cele mai multe intervenții le-am făcut la sesizarea târgoviștenului. Am spus, domne, uite, că nu avem de unde, vă dați seama că e foarte dificil. Uite, domne, în parcare la mine, micro 4, în spatele blocului cu 10, eu știu, avem două mașini pe care nu le-a mai mișcat nimeni de nu știu cât timp. Verificăm cu echipele de la primărie, mergem, notificăm proprietarul, îi dăm 6 luni la dispoziție să facă ceva cu mașina respectivă. Cam așa se derulează acest program. Se eliberează destule locuri de parcare, alminteri blocate în mod nejustificat. Cam există așa și o aplicație? Târgoviște City App. Există o aplicație de sesizări de promovare turistică a municipiului Târgoviște. Pe această aplicație sunt foarte mulți târgoviști care discută cu administrația locală, însă avantajul este că sesizarea merge direct către departamentul responsabil. Acum și eu primesc foarte multe sesizări pe Facebook, pe Messenger și așa mai departe. N-am cum să fiu tot timpul în fața calculatorului sau cu laptopului sau cu telefonul în mână. Da? Deci eu mă uit în fiecare zi pe mesaje, dar se poate întâmpla să le văd târziu, să nu mai pot să intervin așa cum
cum mi-aș fi dorit. Dar pe Târgoviște City App se descarcă din magazinele de aplicații care sunt la fiecare operator, gratuit, se te înregistrezi cu numărul de telefon și poți să oferi un feedback al administrației publice locale, inclusiv cu posibilitatea de a pune poze, cu posibilitatea de a localiza în spațiu problema pe care o semnalezi. Și e un lucru foarte bun și am vrut să creștem transparența și din acest punct de vedere și interacțiunea pe care o avem cu târgoviștenii. De altfel, odată cu proiectul mare de digitalizare a activității administrației publice locale, apropo, am primit finanțare, am primit vestea bună că proiectul urmează să fie finanțat, deci odată cu digitalizarea, interacțiunea dintre administrația publică locală și cetățean va trece într-o etapă superioară și accesibilitatea serviciilor în administrației publice locale târgoviștene. Pentru că sigur vom avea și modalitatea clasică de interacțiune la ghișeu, însă eu îmi doresc să fie mult diminuată, iar târgoviștenii să poată să rezolve problemele, eu știu, din fața calculatorului, din fața telefonului, fără a mai pierde timp, nervi, da? Bani, de ce nu, deplasările și așa mai departe, pentru a rezolva niște probleme care pot fi rezolvate online. Și lucrul acesta se va întâmpla tot așa anul viitor, mai spre final. Sper să avem rezultate bune din această perspectivă. Nu e un lucru ușor să implementez așa ceva, e o schimbare totală pe tot ceea ce a însemnat ideea de administrație publică locală de zeci de ani. E o schimbare radicală, dar va trebui să facem acest lucru, pentru că altfel, unu, serviciile noastre vor fi la un nivel inferior și nu-mi doresc acest lucru, îmi doresc, din potrivă, ca administrația locală să țină pasul, în general, cu cerințele oamenilor, cu dezvoltarea tehnologiei, da? Iar, în altă ordine de idei, probabil vom avea și o eficiență mult mai ridicată și costuri mai scăzute. Pentru că și asta e un... Și acesta este un obiectiv, un aparat stufos al administrației publice locale, reprezintă și o sarcină financiară deosebită. Nu ne putem permite în acest moment am sărit de mult de o treime din posturile din aparte specialitate neocupate din lipsă de buget. Nu e un lucru, iarăși, nu e un lucru bun, pentru că avem nevoie de oameni, dar nu avem bani. Și atunci, mai bine de o treime din posturi sunt posturi vacante pe care o să le și eliminăm din organigramă, că n-avem ce să facem. De asemenea, ne gândim la o reformă și în ceea ce privește poliția locală, la o reducere a posturilor de conducere și la o regândire a tot ceea ce înseamnă poliția locală, care până la urmă este o interfață între administrația publică locală și cetățean. Sigur că de multe ori este supralicitat și rolul poliției locale. Poliția locală nu poate să oprească mașini în trafic, da? Poliția locală nu poate să constate infracțiuni. Hai să spunem lucrurile pe nume, potrivit legii. În schimb, să fie mai proactivi, da? Să meargă mai mult pe jos. Să stea de vorbă cu cetățenii. Eu asta le spun. Dom'le, stați de vorbă cu oamenii. Nu vă mușcă nimeni. Stați de vorbă cu oamenii și vedeți ce probleme au. Nu e modalitate mai directă, mai, cum să spun, mai nealterată de a cunoaște problemele administrative din acest oraș decât interacțiunea directă. Discuția cu omul. Spune, dom'le, la mine am un copac de mintră
crengile pe geamul, da? Sau am un bec care nu merge în partea aia. Sau la mine se strâng în spatele blocului, se strâng noaptea și fac gărăgie și așa mai departe. Sau, eu știu, se fac liniuțe pe strada mea între ora cu tare și ora cu tare. Sau la mine nu se strânge cum trebuie gunoiul, da? Sau, nu știu, de la ce etaj aruncă punga și așa mai departe. Sunt lucruri care nu sunt complicate, dar care pot fi rezolvate cu condiția sine qua non să știi de ele. Da? Și lucrurile astea, eu încerc să discut, că pentru mine discuția cu oamenii reprezintă principala modalitate de a vedea care sunt problemele pe care cetățenii le au. Dar nu pot face singur, de aceea încerc să imprim aparatul de specialitate această conduită proactivă. Da? Pentru că nu avem cum să rămânem, adică administrație și cetățeni, nu trebuie să fie o barieră. Clar. Noi lucrăm în folosul cetățenilor, iar cetățenii plătesc taxe și impozite pentru ca noi să le oferim servicii de calitate, să ne luăm salariile. E foarte simplă ecuația, nu e complicată. E un raport sinalagmatic, da? Cu drepturi și obligații din partea fiecăruia. Așa trebuie să o vedem. Așa cum cetățeanul, dacă nu plătește impozitul, plătește penalități, așa și administrația publică locală, dacă nu își face treaba, este sancționată de către cetățean. Este foarte simplu. Eu nu-mi doresc această sancțiune să vină odată la 4 ani. Da? Eu îmi doresc ca pe parcursul desfășurării activității să venim și să rezolvăm probleme care pot fi rezolvate. Sigur, sunt și probleme care se rezolvă mai greu. Sau unele care nu sunt de competența administrației publice locale. Dar, în general, în momentul în care ajungi să cunoști o problemă, deja problema e pe jumătate rezolvată. Așa trebuie să lucrăm. Trebuie să ai răbdare, trebuie să fii perseverent, să ai și puțin experiență, în sensul că atunci când e o problemă care necesită resursă financiară, imediat să te duci să cauți, să vezi unde poți să găsești banii aia, pe fonduri europene, pe eu știu, pe CNI, PNDL, Anghel Salini și așa mai departe. Asta e primul lucru. Dacă e o chestiune importantă, ca să ne facem așa o idee, noi am reușit într-o singură zi, la finalul anului trecut, să aducem în Târgoviște, pe fonduri europene, repet, într-o zi, mai mulți bani decât tot bugetul anual din taxe și impozite. Adică am adus 10 milioane de euro. Iar bugetul nostru din taxe și impozite, ceea ce încasăm, nu ajunge la 10 milioane de euro. Și cred că asta este și unul din secrete. Că dacă bagi bani de la buget ca să rezolvi lucruri pe care le poți face cu banii europeni, n-ai făcut nimic. Nu mai ai bani de servicii, sigur, nu mai ai bani de nimic altceva. Da? Vedem. De multe ori n-ai nici posibilitate. Sunt anumite lucruri pe care nu ai finanțare europeană. Fie că timpul lor a trecut, un european acum mai finanțează, eu știu, să faci străzi. Nu le mai finanțează. Ca să faci o stradă, trebuie să fie coridor de transport public. Ca și exemplu. Adică să-l folosești, să vezi lucrarea aia dintr-o altă perspectivă. De modernizarea transportului public local, nu de modernizarea infrastructurii. Da? Asta e un exemplu. Și pe viitor, probabil că proiectele majore vor fi pe această zonă, da? Protecția mediului, digitalizare și nu pe nevoile care sunt la baza piramidei. Acelea se consideră că sunt deja satisfăcute. Deși, între România, obiectiv vorbind, și țări mai dezvoltate din Europa, există un anumit decalaj pe această problemă, pe care încercăm să-l acoperim cât de cât. Sunt proiecte despre care vom mai discuta de-a lungul timpului, domnule primar. Zilele acestea, Târgoviște a găzduit Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română. Am văzut că ați fost prezent acolo. Da. Să știți că dintre toate disciplinele pot fi subiectiv. De mie, limba și literatura română mi se pare cea mai importantă. Limba română nu e numai o disciplină de studiu. Limba română este și un element
de identitate al poporului român. Pentru limba română au murit oameni. Pentru ca noi să putem să vorbim astăzi limba română. Da? Mai mult decât atât. Ne place sau nu ne place? Astăzi vedem mulți, dar mulți care nu, să mă ierte, nu știu să scrie românește. Corect. Iar mediul online acum îți oferă așa, o multitudine de exemple. Din păcate. Și atunci, cred că o olimpiadă națională, că e faza națională, la gimnaziu, la limba și la literatura română, reprezintă un eveniment care trebuie să fie, remarcat. De ce am și ținut să fiu, prezent. Iar copiii sunt, vă dați seama, au muncit foarte mult să ajungă într-o fază națională la olimpiadă, indiferent cum se numește acea olimpiadă. Și sunt adevărate modele, am spus eu, pentru societate. O societate care oferă tot felul de pseudo-modele. Da, adică asta e din păcate și un etalon al educației. Da? Dar să sperăm că vom depăși această etapă și să sperăm că adevăratele modele, adevăratele exemple vor fi cele care vor avea întâietate până la urmă. Și eu îmi doresc ca din acești copii, cei 188 de copii calificați la faza națională, cât mai mulți să rămână la catedră. Cât mai mulți să rămână să predea limba și literatura română și să insufle copiilor faptul că știi să vorbești românește. Nu e numai o corect, gramatical, nu e numai o etichetă personală deosebită, dar și, dacă vreți, o manifestare a patriotismului. Și cred că din perspectiva aceasta trebuie să privim lucrurile. Eu am o formație umanistă. Am făcut liceu de filologie și așa mai departe. Și cred că este foarte important să respectăm limba română. A respecta limba română înseamnă a vorbi corect, a scrie corect, în afara faptului că, și acum dau un exemplu, mă rog, așa teoretic, dar e sugestiv, spun eu. Poate să fie un om îmbrăcat extraordinar. Poate să coboare dintr-o mașină super, deci din avion, din elicopter, din ce vreți. Dacă în momentul în care coboară nu știe să vorbească și face două, trei dezacorduri, imaginea pe care o oferă e una absolut mototolită. Educația, până la urmă, este cea care face diferența. Domnule primar, deși ieri am văzut și câțiva fulgi de zăpadă, știu că spațiile verzi din Târgoviște au prins așa culoare. Da, așa este. Noi în fiecare primăvară încercăm să însuflețim puțin orașul. Am și realizat câteva investiții importante. Piața Revoluției, Parcul Mitropoliei, urmează parcul de la Complexul Turistic de Natație, parcul de la Omegar de pe Bulevardul Ferdinand, care arată foarte bine și invit pe târgoviștieni să meargă și acolo. E un parc nou, de la zero. Plus, am plantat foarte mulți arbori. N-au rezistat toți, din păcate. Asta e apropo de educație, de discuția pe care am avut-o mai devreme, dar privită din alt unghi. Da? Și flori, de asemenea, încet, încet. Ei, a fost cam frig perioada aceasta, dar ne descurcăm. Deci încet, încet vrem ca orașul să prindă culoare, să fie verde, cât mai verde. De altfel, avem o adevărată ofensivă pe regenerare urbană și pe spații verzi în contextul în care la undeva în toamnă, cel mai târziu în toamnă, vom avea un parc nou de 5 hectare la Târgoviște,
cel mai mare parc după Parcul India, în contextul în care și Parcul India va intra într-un proiect important de modernizare, tot pe fonduri europene, care reprezintă iarăși un proiect care se realizează odată la 50 de ani. Pentru că Parcul India n-a mai avut parte de un proces de modernizare și era nevoie. Așa că pentru noi extinderea spațiilor verzi reprezintă un obiectiv pe care încercăm să-l atingem atât prin lucrări de anvergură, cum am discutat mai devreme, cât și prin lucrări de o mai mică valoare pecuniară vorbesc, dar care să asigure în cartiere un minim de spațiu verde și de spațiu așa în care să poți să ieși cu un copil, să se joace și așa mai departe. Să poți să stai pe o bancă, să ai câteva flori în față, iarbă. E... Da, aici contează mult și implicarea oamenilor, să știți. Sunt zone foarte frumoase, zone întreținute, zone unde nu se face mizerie și ți-este drag să mergi prin acele zone, dar pe de altă parte sunt și zone în care astăzi faci curat luna și a doua zi vezi plin de peturi, de mucuri de țigară, de pahare din acelea de unică folosință, unele aruncate și de la, direct de la geam. Asta, apropo de educație, care face diferența. Am dorit să terminăm acest interviu într-o notă optimistă. Domnule primar, ce planuri aveți pentru sărbătorile pascale? Sărbătorile pascale tradițional se petrec în familie. Așa voi face și eu și vreau să profit de ocazie să le urez târgoviștenilor să aibă parte de sărbători liniștite, cu bucurie, în mijlocul celor dragi, cu sănătate, că sănătatea este cea mai importantă, și să fie optimiști. Să fie optimiști că lucrurile se vor îndrepta până la urmă și la anul sunt convins că vom putea să spunem da, e mai bine în comparație cu anul trecut. Mulțumesc frumos! Și dumneavoastră, Paște cu bucurie! Mulțumesc mult și vă mulțumesc pentru că ați ales să fiți din nou alături de telespectatorii Columna TV. Sărbători cu bine, pace și iubire vă dorim!